tuturor, în această zi vă voi vorbi despre cele mai bune prietene, cele trei, adică cele mai bune prietene ale mele. Și acum putem să începem. Ari este cea mai bună prietena mea, o cheamă Ariana, dar eu îi spun Ari. Are părul scurt, mai scurt ca la mine, este brunetă. Și ne mai certăm câteodată, dar ne împăcăm repede. Este foarte creativă, blândă și îmi place foarte mult să stau cu ea. Are doar totdeauna zâmbetul pe fața ei și este foarte, foarte funny. Mica este și prietena mea, adică printre cele mai bune. Are părul lung, foarte lung, cam pe la genunchi și are părul mai blond decât la mine. Este foarte distractiv să stai cu ea, te face întotdeauna să ai zâmbetul pe față. Este foarte, foarte politicoasă și are aceleași sentimente ca și mine, nu totdeauna, dar aproximativ de vreo 4 ori pe săptămână, așa aș socoti eu. Întotdeauna îți spune adevărul, este sinceră și, cum am mai spus, este foarte distractiv să stai cu ea. Și ultima este Cathy. Noi la școală spunem Cathy, dar o cheamă Cătălina și ei tot îi place să-i spunem Cathy. Este o fată foarte deșteaptă și inteligentă, are părul foarte lung, brunet și poartă ochelari. Este foarte drăguță, fină și ea tot timpul spune adevărul, este sinceră, politicoasă. Și este printre cele mai bune prietene ale mele. Are și ea o prietenă, cea mai bună prietenă a ei este Andreea, care este și ea cea mai deșteaptă dintre clasă. Și sunt foarte bune prietene, dar este și una dintre ale mele. Este foarte Cathy, este foarte timidă și foarte sinceră cu noi. Și întotdeauna are zâmbetul pe față. În unele zile este și tristă, dar foarte rar. Și astea sunt cele mai bune prietene ale mele, cele trei. Și vă aștept la videoul următor. Dacă v-a plăcut, puneți like sau abonați-vă și pe data viitoare!